Se decreta la Paris prima declarație a drepturilor omului, universal, după un conflict de o mare proporție ce a cuprins întreaga lume mondială. Cu ororile războiului neșterse încă, proaspete și înfiorătoare, statele lumii sub umbrela ONU aveau vești îmbucurătoare. Noi drepturi pentru fiecare. Dreptul la viață, la căsătorie, dreptul la învățământ, la recreație, dreptul la muncă, la cetățenie. Un singur drept nu a fost precizat la acea generală conferință. Nu pentru că ar fi fost uitat, ci nerecunoscut. Dreptul la suferință. Cu toate acestea, într-o aleasă carte, acest drept este scris, recunoscut. Cu mult înainte de 10 decembrie, tot anii 48, dar la început. Căci cu privire la Hristos, vi s-a dat harul să credeți în El, le scria Pavel filipenilor mai jos, dar și să pătimiți tot pentru El. Chiar și în necazuri noi ne bucurăm, își exprimă tot Pavel năzuința. Necazul face să răbdăm, răbdarea aduce biruința. Iar biruința duce la nădejde și o nădejde ce nu înșală. Chiar dacă fizic nu se vede, speranța aceasta e fundamentală. Iacov, de asemenea, dă povățuiri. Să privim ca o mare bucurie când trecem prin diverse încercări, pentru a fi desăvârșiți întregi pentru vecie. Cum? Să te bucuri suferind? Când una pierzi, alta îți lipsește? Când lângă tine zace un muribund, să vezi ca și un har, un drept ce al tău este? Să nu te întrebi de ce vreodată, când ți se întâmplă ceva rău? Inima să-ți fie împăcată, să spui când suferi că e dreptul tău? E imposibil, poate ripostați. Doar un nebun se poate bucura când banii nu are sau i-au fost furați, când n-are partener și unde sta. Dar când te lași în mâna celui care e suveran pe întregul univers, nimic nu mai e la întâmplare, căci suferinței el îi dă un sens. Astfel că boala nu e o tragedie, chiar dacă te cuprind fiorii morții. De ce e așa? Doar Domnul știe. El poate vindeca chiar și în toiul nopții. Faptul că n-ai serviciu, n-ai o casă, nu e un motiv ca să disperi, căci pâinea El o dă pe masă, îți va da și serviciul ce îl ceri. Nu este fără scop disprețul ce îl citești în ochii alor tăi. Așa se face șlefuitul vasului tău, pe diferite căi. Nu pune Domnul oameni la întâmplare, cu vorbe rele să te împungă. Și în felul acesta de testare e o taină adâncă și profundă. Totul este cu un scop precis, să-ți facă bine și nu rău, nu să te ducă spre abis, ci să te încrezi în harul său. Cum am putea noi potrivi în slavă, de nu am fi pe roată așezați, apoi, prin încercări și suferință, puși în cuptor și prelucrați? Un lucru este adevărat pentru noi toți, surori și frați, și acest adevăr e de necontestat. În cer vor fi doar oameni încercați. Unii au suferit în închisori, în lanțuri, în butuci, fără să scape, pribegi prin peșteri și prin munți, purtând pe ei cojoace, piei de capre. Alții au fost loviți cu pietre, alții de sabie uciși, tăiați au fost de ferăstraie, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Priviți la Pavel, ce a trecut prin multe, de 3 ori bătut cu nuiele, odată împroșcat cu pietre, cu lovituri de 5 ori, foarte grele. În osteneli și în necazuri, amenințat de frații mincinoși, în feluritele primejdii printre iudei, tâlhari periculoși,
primejdii uscat, pe ape, o noapte și o zi în adâncul mării, frig, lipsa de îmbrăcăminte, grija bisericii, a adunării. Numai în veșnicii vom realiza cât de mult suferința ne-a ajutat de Dumnezeu a ne apropia, de a aprecia valori cu adevărat. Ce ar fi cu noi de nu am suferi, de nu am absolvi această școală? Mulți dintre noi nu s-ar găsi cu siguranță aici, în sală. Am rătăci pe nu știu ce poteci, în nebunia minții și neluminați, fără o șansă și pierduți pe veci. Dar slavă, slavă Lui, am fost salvați. Da, suferința e un har ce fără merit ne-a fost dat. Cu adevărat este un dar, un drept al nostru, nerevendicat. De aceea, niciodată în viață, când suferim, să nu cârtim, chiar dacă lacrimi și roiesc pe față, să-i mulțumim și iar să-i mulțumim. Să nu vedem nicio încercare ca un blestem de neînlăturat, ci ca pe o mare binecuvântare din multele ce ni s-au dat. Iertare, grațiere, integrare în marea lui familie divină, cu sfinții, toți aceia care sunt fiii lui și fiice fără vină. Ce bine că acest tată, plin de îndurare, ne-a dat dreptul de copii prin pocăință. Ce bine că în înțelepciunea-i mare ne-a dat încă un drept, dreptul la suferință. Thank you.